participanți la acest drum al crucii. Prin binecuvântarea lui Dumnezeu, deja al 12-lea an consecutiv, am încheiat această frumoasă lucrare duhovnicească, dedicată tinerilor, cu implicarea tinerilor, dar la care participă creștini de toate vârstele. După ce în dimineața zilei am participat cu toții la liturghie eucaristică, unii la Catedrala Metropolitană, unii la Biserica Universitară sau la alte biserici, ne-am pornit în acest pelerinaj al tinerilor. Am intrat pe la Sfânta Mitropolie, acolo unde am fost așteptați și binecuvântați de către înalt preasfințitul nostru părinte și mitropolit Vladimir. Avem de plină certitudine că acest exercițiu duhovnicesc va fi de mare folos duhovnicesc pentru noi toți deopotrivă. Cred că fiecare a simțit binecuvântarea lui Dumnezeu și sprijinul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în parcurgerea acestui itinerar către Sfânta Mănăstire Sireț. Am avut ajutorul Preasfintei Fecioare și pentru că această acțiune a noastră succede praznicul domnesc al nașterii Maicii Domnului. Astăzi am înălțat rugăciuni și cântări liturgice către milostivul Dumnezeu, către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și către toți sfinții. Iar Maica Domnului a primit rugăciunile noastre modeste, le-a completat cu mila și iubirea sa de Maică pentru noi pământenii și le-a înfățișat înaintea Fiului Său și Dumnezeului nostru. Totodată, acest pelerinaj al tinerilor anticipează slăvitul praznic domnesc al înălțării Sfintei și de viață făcătoarei cruci. Iar noi am avut privirea noastră duhovnicească pe parcursul acestui drum al crucii către Sfânta și de viață făcătoare cruce, ce a fost purtată de la Chișinău până aici, la Sfânta Mănăstire Sireț, pe brațele elerinilor. Astfel, noi ne-am amintit că în jertfa crucii este tainic ascunsă învierea și biruința, biruința vieții asupra morții, biruința binelui asupra răului și asupra păcatului. Iubiți și dragi tineri, pelerini, îl rugăm pe Dumnezeu ca să ne cuprindă pe toți cu iubirea sa milostivă și să reverse har și împliniri sfinte în inimile noastre, astfel încât toți să devenim mai buni, să devenim mai înțelepți, tinerii să aibă succese binecuvântate la acest început de an de studii, iar noi toți să constatăm că am devenit mai apropiați de Hristos, pentru că astăzi Hristos a fost condrumețul nostru, mai apropiat de noi, a călătorit împreună cu noi, precum odinioară cu Luca și Cleopa în drum spre Emaus. Să simțiți prezența iubitoare și milostivă a Dumnezeului Celui Preanalt în întreaga dumneavoastră ființă. Totodată vreau să exprim mulțumirea părintelui protoiereu Octavian Moșin pentru că prin implicarea și sprijinul direct, organizarea directă a Sfinției sale, este posibilă desfășurarea acestui pregnant eveniment duhovnicesc. Dumnezeu să ne ajute ca această lucrare să aibă continuitate.
Mulțumiri speciale vrem să exprimăm și din partea noastră Preasfințitului Părinte Mitropolit Vladimir și din partea noastră a tuturor Preacuviosului Părinte Arhimandrit Porfirie, starețul acestui așezământ monastic, întregii obști monahale, pentru că an de an în această zi, dar de fapt și în fiecare zi, ne așteaptă pe toți cu porțele deschise și cu ușile bisericilor din cadrul acestui ansamblu monastic deschise pentru noi toți, pentru a participa la Sfânta Rugăciune. Preacuvioșilor părinți, vă mulțumim și vă rugăm să ne primiți și în următorii ani la Sfânta Mănăstire, în această zi care precede praznicul domnesc al înălțării Sfintei și de viață păcătoarei cruci. Ca toți, ducându-ne povara crucii noastre personale, să ajungem aici și să o așezăm în fața Sfântului Altar și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea har, milă și pace interioară. Dumnezeu să ne ajute și pe toți să ne binecuvinteze.